doamnelor și domnilor, momentele următoare, ca să zic, bine ați venit toți la liceu. Hai noroc, bravo! Hai noroc, dragi colegi! A, uitați! Am aici un ziar, desigur o să fac în premieră o dispariție de lapte, pentru că dimineața, ia uitați-vă, se bea foarte mult lapte. Opa! Vă rog eu mult de tot, domnul. Și în momentele următoare... Păi și cornul unde e? Stați așa. În momentele următoare se toarnă tot laptele în ziarul ăsta. Ce-ai făcut, mă? Da? Și când întorc ziarul, ce crezi, mă? Na. Nu curge. Dispare, mă. A? Se toarnă tot laptele. Bă, da, pui un litru. Uite-te și tu. Da. O, lăsăm lăpticul deoparte. Da. Cu formula magică, cu puterea minții. Apropo de puterea minții. Da. Pe 17 octombrie. Se las cartoane la Super Bingo, nu? Pe 17 octombrie, spectacol de magie în centru vechi. Intrați mai bine pe Facebook, că mi-e rușine să zic. Pe ce Facebook? Pe Facebook, toți colegii, vă rog frumos, scoateți telefoanele pe Facebook, magicianul Robert Tudor. Dați și voi un like la pagină. Auzi? Că mână de la mână. Am o întrebare de școală. Te rog. Ai fost bătut vreodată de profa de religie, Elena? Am văzut, frate. Nu zic unde am spectacol, de asta vreau să intrați pe Facebook acolo. Asta toate amănuntele. Hai că se brânzește laptele. Stați să vedem de unde apucă. O dată am mai făcut așa că sunt laptele. 2, 3 și opa! Bă! Sana, unde e laptele? E talentat ăsta. Ia uite-ne, Nicule, nu e aici? Uite, uitați-vă bine la ziar că dispare. Ia. Nu e nici aici, stai în mijlocul ziarului. Și iată, venim și în spate. Opa, dispare. Bă, sta bău laptele, ce-a făcut? În momentele următoare, ca să eliminăm toate suspiciunile. Ba, mă, stai așa. Așa. A, uite. A, uite, domn profesor. Dar unde e bău laptele? Să rupe ziarul, dispare. Stai, mă, că mă uit eu că tu nu... Stai aici, vă rog! Stai aici, alo! Stai acolo, du-te, mă, la... Ei, mai sub... Ce te bagi, mă? Mai subțire cu... Stai aici! Fiecare dată să bag așa peste... Să bagă peste noi. Oricum, ea știe că suntem colegi, că ne înțelegem bine. Da. A, uite-te. Ai fost și plecat ca mult în America. În America am fost, în America, Las Vegas, San Diego, San Francisco... Peste tot am învățat numărul ăsta. Zi-mă unde-i laptele, ca asta am înțeles. Și le-au și pe asta, le pun aici, spun formula magică. Și acum a dispăr. Deci ziarul, pot să zic că e rupt bucățele. Așa e. Da, mă, bă! Ce? Păi dacă ești mecher de ăsta de la Harry Potter, dar ai fost tu, ia fă-l la loc acum. Bine, frate, oare! Pagina de sport la loc. Ia fă, bă, la loc. Acum, ca să zic că m-ai provocat pe mine așa, o să... O să provoc cu puterea minții, că așa se numește spectacol după 17 octombrie în centrul vechi. Da, să-ți dăm like la Facebook, că da, pune de la mână, știi? Iată, poftim, n-am mâncat ce-și gura ta. Ești nebun, băi, ești copac! Băi, băiatule! Auzi, și, desigur, îl deschid ca să văd că nu... Băi, ne-ai frerit cu laptele, să știi, până la urmă. În fine. Am înțeles, nu te mai asculti. Bă, dar laptele cine îl plătește? Că aici e problema. Cine? Guvernul? Păi ministerul, bă. Guvernul trebuie să plătească. Cornul, laptele și o bere. Acum fac domn profesor? Da. Momentele următoare că a venit tot domnul inspector, vă salut domnul inspector, bine ați venit. Bă, ești talentat, bă. Ești da dracu pe cuvântul meu, dacă... Mă rog cu domn profesor, să-l ține Dumnezeu cu viață. Să mă țin. Mulțumesc. Îmi place coliva de-al astăzi. Da. Colegul meu, el m-a ajutat cu bani, m-a sponsorizat. Cine? El, colegul. Aoleu, pictoraș? Colegul, a plecat eu departe. O, bă, cine? Nu mă uit. A, uitați. Să vă nu uit când o ajunge eu mare, mâncați-și gurița ta de... Asta mă mulțin eu. Auzi, magule, felicitări pentru șosete și ai cu numărul următor, te rog. Te strâng un pic la sub braț. Un an din viața dumneavoastră, care v-a marcat cel mai mult. Un an. Care mi-a marcat cel mai viața, în poartă. Aici spunem anul 1944. 1944. 1944. Deci n-am vorbit nimic înainte, uitați, ca să vă arăt că fără niciun fel... Da, să dau ăsta la o parte, da, să se vadă mai bine. Fără niciun fel de preparație. Dar scrie și tu frumos, că nu înțelege lumea acasă. Da. Acolo ce ai, o cioară, 1900... doi cârnați? Stai să iau markerul ăsta la altul. Că, ai almas? Da, roșu am. Yeah. Ia uite aici. Stai, cinci da, mai mare. Ce scrie? Magician. Nul. Un com. Bate de mână. Așa. Deci, 1944, care a spus dumneavoastră. Da. O să scriu eu cu puterea minții pe care o am.
Da? 542 plus 499 plus 702 plus 201. Dacă le adunați pe toate patru, îmi vor da anul care l-a spus dumneavoastră, care nu v-am influențat, care pur și simplu putea să spuneți orice an. Nu, n-are cum. 603 plus 3. Asta e cu anul, nu e cu două cifre sau cu alea. Da, 603 plus 300 plus 400 43 plus 598 vă vor da toate 4 1994. Ia faceți-mă pe telefon. Ia fă bă acolo, ia calculează. Nu mai are bacterie ăsta. 697 cu 740 796 cu 641 plus 102 plus 405. Ia fă bă telefon să prinde pe ăsta. Dacă le ia stai mă, stai să vezi că se complică. Ia stai mă, nene, stai ia, ia. Fă-l pe diagonal, ia să vedem. Pe diagonal, pe Facebook, magician Robert Tudor. Da, mă, ne-ai mai zis 17 octombrie, ce dacă le adunați pe 17 octombrie, luna viitoare, în centru vechi, cu puterea minții. Da. Toate, toate, dacă le adunați câte 4 pe verticală, puteți să calculați acasă, luați calculatorul, să intrați acolo. Dacă le adunați pe diagonală, asta a fost pentru profesorul meu de matematică, care Dumnezeu să-l ierte, mai trăiește. Și respectele. Care m-a lăsat pe mine, corigeți, m-a învățat asta. Dacă adunați pe astea două plus astea două, vă vor da 1944. Astea două plus astea două, 1944. Și acum nebunește, fii atent. Ia fii atent, pe nebunie! Astea patru, dacă le aduni, astea patru, dacă le aduni între ele, 1944. Astea patru, 1944. Astea patru, 1944. Astea patru de sus, 1944. Astea patru de aici, astea patru din mijloc. Toate colțurile, dacă le adunați, 1944. Deci patru colțuri, patru. Astea două plus astea două, 1944. Astea două plus astea două, astea de aici, două, 1944. Job inspector, am și eu una, o fac și eu. Da, ia fă. Da, mă lasă-mă pe mine să o fac eu prima. Dă-mă la markerul. Ia-l pe ăsta. Auzi, nu vrei să o faci după mine, te rog frumos. Iată, deci am venit ăsta cu șmecherea ca să vadă că și băieții de cartier știu treaba asta. Da, iată, hai să vedem. Deci, scrie așa, Sator, ia uite, S-A-T-O-R, da? E cald asta, A-R-E-P-O. Ia de aici, de la fratele meu. T-O-E, opera, ce e asta, mă? Și fii atent, Rotas. Da? Da, și ăsta este primul care e crucișat din istoria omenirii de părerea latinilor, care zice așa, Olarul Sator își ține opera pe oala lui. Așa. Atenție, nici nu ne născusem noi, poporul român. Ia-o dată de aici, Sator are potiotet opera Rotas. Ia-o de aici, Sator are potiotet opera Rotas. Ia-o de aici, Sator are potiotet. Ia-o de aici. E același lucru ca la tine? Ia, citește-o cum vrei. Băi, înainte, ia, ia de aici. Ia uite, Sator are, citește-o așa, așa, băi. Da, hai, faci 444, hai, da, hai. Băi, da, înainte, de Hristos. Hai, noroc, sănătate, pa. A, bă, pute, bă, de aici băi, și ia cu boatele. Băi, s-a dat cădere, băi. Băi, respect, bravo. Ce nu e proști, mă?